Dat fiind acest context la care m-am referit, ce aduce nou și de ce eu, cel puțin, pledez cu tărie în favoarea legii asistenței sociale? Păi, în primul rând, este o lege cadru pe care eu cred că orice guvern ar veni în România poate să o folosească la fel de bine. E o lege cadru care pune un pic ordine în sistem. Adică din zeci de beneficii în bani pentru asistență socială, și atenție, ne referim la asistență socială și nu la întreg sistemul de protecție socială, adică fără partea de pensii, de asigurări de sănătate, asigurările de șomaj sunt parte a sistemului pe care îl gestionează Ministerul Muncii, dar sunt tot asigurări, după cum știm cu toți. Deci ne referim la partea de asistență socială, la beneficiile necontributorii, și aici ar fi un amendament, pentru că alocația pentru copii, spre exemplu, este un drept universalist. El nu e focalizat pe cei care au anumite nevoi. Deci, teoretic, nici el n-ar intra la asistență socială. Așa că ce face legea? Simplifică sistemul de beneficii, care e complicat. Mereu am avut, de exemplu, legea 67 pe 1995, legea ajutorului social, sau după aceea legea venitului minim garantat, și altele, pentru încălzire, pentru orice, care se refereau la un beneficiu. Da? Și când construiești așa lucruri separat, e ca și cum ai construi camere diferite la o casă și, pe urmă, nu prea se potrivește acoperișul deasupra lor sau mai destule uși de trecere între ele, pentru că nu le-ai gândit împreună. E, tocmai asta face legea și, după părerea mea, face foarte bine. Adică, simplifică sistemul, e mai ușor de înțeles și de către cei care aplică și de către cei care îl administrează. Da? După aceea, îl raportează la nevoi. Adică, sunt niște beneficii în bani pentru nevoile de bază, da? Un venit minim pentru orice persoană sau, bineînțeles, transformat în venit minim pentru familie în funcție de componența ei, ajutoare de încălzire, ajutoare specifice pentru persoane cu dizabilități, pentru copii din diverse situații și așa mai departe, pentru familie cu copii. Bun. Deci simplifică beneficiile, punând beneficii pentru nevoile mari ale indivizilor. După care, aduce aceste beneficii într-un formular unic. Lucru foarte important. Dacă se aplică printr-un singur formular al familiei, se elimină situațiile în care, mergând la ghișee diferite și în bază de date diferite, indivizii iau mult mai mulți bani decât ar trebui, pentru că nu știe unul de la încălzire că a primit bani la ajutoare de urgență și că a primit bani și pentru nu știu ce, și pentru pentru că familia este monoparentală și pentru că e o persoană cu handicap și din beneficii multe, poate nu foarte mari, fiecare în parte, se strânge câteodată un venit pentru o familie de genul acesta, care e mult prea mare față de cât își permite statul să dea și de cât ar fi echitabil. Ce înseamnă mult prea mare? Odată e problema de finanțare, da? Suntem într-o perioadă de criză și trebuie raționalizate cheltuielile și focalizați bine banii. Și a doua problemă este problema, dacă vreți, opțiunilor pe care le face statul. Îi încurajăm pe oameni să rămână dependenți. Dacă veniturile din asistență socială vor fi mult prea apropiate de minimul necesar pentru a trăi cât de cât acceptabil, mulți nu vor încerca să plece din capcana sărăciei, să iasă de acolo. Și asta se întâmplă oriunde în lume, nu numai la noi. Dacă ajutorul social, dacă ajutorul de șomaj sunt prea apropiate de salariul minim, oamenii vor prefera să le ia pe acestea și nu să meargă să se angajeze. De aceea legea ține seama și de aceste lucruri, face condiționări pentru, de exemplu, beneficiezi de anumite drepturi dacă nu refuzi locul de muncă. De asemenea, există stimulente dacă lucrezi într-o perioadă, primești niște bani astfel încât să fie motivați cei asistați să intre pe piața muncii. De asemenea, prin sistemul acesta unic, prin agenția de plăți, care va administra toate plățile beneficiilor, toate beneficiile de asistență socială, Ministerul va avea în sfârșit o bază de date integrată și va putea să facă analize și să ia decizii bazate pe evidență.
Nu să spune, sunt atâți, dar stați să-i mai numărăm, să ne vină de la fiecare județ date și poate în timp de la fiecare primărie și acelea nu se știe cum sunt definite. Da. Integrarea în timp, în 2-3 ani, a bazei de date, a safirului, adică a bazei de date cu beneficiile de asistență socială, cu toate celelalte baze de date, din sistemul, în primul rând, pensii, ajutor de șomaj, dar și cu bazele de date de la salarii și de la alte venituri pe care le are familia, va facilita verificarea automată a declarațiilor. Se simplifică procesul și, în primul rând, pot să elimini supra ceea ce se cheamă supra-incluziune. Adică băia care vin întotdeauna să profite de oportunități, deși nu sunt cei mai amărâți. Banii disponibilizați se pot duce în altă parte. Și erori și fraude sunt atât de multe la noi încât te crucești. După cum știți și înainte, spunea doamna ministru, că s-au redus foarte mult, în foarte multe locuri s-au redus cheltuielile pentru că au fost eliminați la simple verificări foarte mulți beneficiari. Ca urmare a verificărilor pe care le știu de anul trecut și la începutul anului acestuia, în mai multe județe, pe anumite beneficii au fost 25%, 50% de site fraude. Vă imaginați că ar rămâne, s-ar dubla aproape sumele de bani disponibile pentru alții? În același timp, în foarte multe țări, se pune accent pe reducerea fraudelor și erorilor, astea sunt peste tot. Vă dau un exemplu pe care îl știu din discuțiile cu cei de la Banca Mondială. În Marea Britanie, pe reduceri cu 2% la un beneficiu, s-au economisit 2% reducerea erorilor și fraudelor, s-au economisit 50 de milioane de lire într-un an. Pe 2%, vă imaginați, bun, la noi nivelul e altul, veniturile sunt altele, dar suma aceasta, care e totuși importantă, 10% din cheltuielile publice, bani pentru asistență socială, ar putea fi folosită pentru crearea de locuri de muncă sau, după cum spuneam, pentru a da mai celorlalți. De asemenea, ca să nu mă lungesc, legea vine cu o clarificare a responsabilităților pe axa central-local. Legea vine cu aranjamente instituționale foarte importante, precum înființare. De fapt, redefinirea rolului institutului care se ocupă de problemele de invaliditate de la Casa Națională de Pensii și care se va ocupa și de problemele de dizabilitate, deci de evaluarea capacității, autonomiei diverselor persoane care au dizabilități, gradul de autonomie și de dependență, dar și a celor care sunt în sistemul de pensii. Și o astfel de instituție bine pusă la punct rezolvă problema celor care se, sper în mare măsură, a celor care se pensionează fraudulos și au ajuns la aproape 1 milion în România, pensionarii de invaliditate, dar și a celor care își au adeverințe de persoane cu dizabilități, deși n-au probleme majore, unii nu au probleme deloc. Și cu toții știm că există sate întregi în care, dacă mergi pe o uliță, deși nu par să meargă în târge, unii foarte mulți conduc mașini, sunt ori pensionari de invaliditate, ori au ajutoare pentru persoană cu handicap, de diverse grade. Ori lucrul acesta poate fi rezolvat în timp, dacă se pune la punct. Nu în ultimul rând, Observatorul Social Național va însemna un mare plus pentru procesul de decizie din sistem. Observatorul Social Național este gândit ca o instituție în subordinea Ministrului Muncii care să încheie acorduri cu observatoarele sectoriale, cu instituții din sistemul academic, de la institutele de cercetări, organizații neguvernamentale care au astfel de preocupări și să colecteze date de la ele și mai ales din sistemul acesta de informații publice, din bazele de date ale din SAFIR și din baza de date cu pensiile, cu ajutoarele de șomaj și cu celelalte și să pună pe masa decidenților, începând cu Ministrul Muncii, evidențe pe baza cărora să se ia decizii. Să nu se mai caute statistici care sunt aproximative și care nu fundamentează cum trebuie deciziile. De asemenea, să fie făcute monitorizări și evaluări ale implementării programului. Introduce o nouă măsură, trebuie să vezi cum merge și să o corectezi, pentru că nimic nu este perfect și în niciun caz nu este perfect la începutul unui proces.
Ar fi mult mai multe lucruri de spus. Eu cred că multe se vor rezolva prin legislația subsecventă, care va clarifica pe fiecare componentă a sistemului de protecție socială schimbările efective, reperele cantitative, dimensiunile beneficiilor și așa mai departe. Și mi se pare că e foarte important atenția mare acordată de sistemului de beneficii, în special beneficiile în bani, pentru că odată rezolvată această problemă, sistemul de asistență socială se poate focaliza mai mult pe problema cea mai importantă a asistenței sociale, aceea a serviciilor sociale. Drepturile de asistență socială pot fi plătite de orice persoană care are liceu și care lucrează la un calculator și verifică ceva. Ancheta socială trebuie să o facă asistentul social într-adevăr, dar serviciile de asistență socială numai cei calificați pot să le furnizeze și ele sunt cele mai importante într-o țară care chiar își propune să se ocupe de cetățenii. Mă opresc aici. Repet, sunt un susținător al legii asistenței sociale și ca cetățean